Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Ziua lui Marte, Marte prin cuadratură cu nodurile, ceea ce aduce o oarecare agitație așa în lume. Dar, vedeți voi, soluția vine de la Lună, da? Soluția e despre a vedea imaginea de ansamblu a lucrurilor. Soluția este prin a încerca să contactăm un specialist sau o persoană care are experiență în domeniul respectiv și, de ce nu, soluția poate să vină și prin a spune adevărul. Soluția poate să vină și prin a fi cumva deschiși la minte și a lăsa ceva vechi în urmă. Deci, poate soluția să vină în ziua de marți și pe partea asta legală, poate să fie și așa ceva. Da? Ni se cere să ne deschidem în fața unor schimbări, ni se cere să fim mai deschiși la minte. Da? Avem aici roata destinului, luna și cu eremitul. Da, este o zi cu multe conștientizări, dar este și o zi în care universul ăsta, nu știu, preia controlul tocmai pentru a lua cele mai bune decizii. Da? Interesant e că au venit ambele pisici. Chiar mă mir. Foarte interesant. De asemenea, poate să fie și o zi în care începem să vedem lucrurile altfel. Poate să fie și o zi în care suntem mult mai intuitivi din fire. Uite, da, și de la intuiție poate să ne vină soluția. De asemenea, ni se cere să dăm dovadă de etică, de morală, ni se cere să ne concentrăm foarte mult în același timp și pe partea asta de credință. Da? Ok, cam atât în mare parte. Vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit și să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și acestea fiind spuse, începem cu berbecul. Pentru berbec, ziua de marți poate să aducă mici, mari discuții acolo în casă, în familie, poate să fie și un moment în care berbecul tot se zbate acolo să rezolve probleme din trecut sau poate sunt lucruri legate de casa ta. Da? Tu vrei să faci o schimbare pentru că s-a stricat ceva, partenerul nu vrea sau persoana care stă cu tine. De asemenea, berbecul are ocazia în ziua de marți să rezolve și ceva legat de acte. Soluția, uite, poate să vină printr-un avocat pentru tine, soluția poate să vină de la drum lung sau soluția, bineînțeles, poate avea legătură și cu ideea de mutare, relocare. Poate unii vă gândiți și la așa ceva, ziceți, voi, e clar, nu mai mergeți, mai stăm aici sau poate unii aveți lucruri importante de rezolvat în preajma zilei de marți și reușiți, da? Reușiți, aveți susținere, aveți oameni care să vă ajute. Hai să vedem, dragi berbeci, ce spune și tarotul. Am un tarot nou care mi-este foarte drag. Oh, ok. Avem aici 6 de monede, cavalerul de cupe. Ei, nu știu, berbecul te primește o veste bună care ține și de bani, care ține și de dragoste. Poate avea legătură, da, cu un cadou simbolic pe care îl primești sau pe care vrei tu să-l oferi cuiva. Avem pajul de cupe, deci o conexiune aici cu o persoană mai tânără, dar și o veste bună pe care o primești. E un mesaj de suflet sau un mesaj de la o persoană dragă ție. Și aici avem 8 de spade, 3 de bâte. Parcă e cineva aici care judecă, cineva care dă un verdict, cineva care stă și e blocat. Unii poate reușiți să ieșiți dintr-un astfel de blocaj. Dar o zi în care, uite, avem și asul de bâte, uite și cumpărătea asta. Deci este vorba despre foarte multă pasiune aici, foarte multe vorbe bune, o victorie pe care cineva o are. Zodia Taur. Pentru Taur, ziua de marți poate să aducă, bineînțeles, mai multe discuții așa destul de puternice. De asemenea, tot pentru Taur este despre a fi puțin atent pe drumuri în ziua de marți. Pentru alții, bineînțeles că poate să fie și o zi în care sunteți puși pe schimbări foarte mari. Unii tauri poate aveți și discuții cu rudele care pleacă de la bani sau discuții cu partenerul care la fel, discuțiile alea pot să plece de la bani.
Tot pentru taur, soluția vine prin a te detașa, prin a te elibera, prin a pune punct, iar unii tauri, poate, știu eu, e cazul să vă mai faceți și curățenie, da? Pe la rude sau, cine știe, pe la persoanele apropiate vouă. Taurul, de asemenea, poate să primească o veste interesantă, poate legată și de muncă, care ține de o schimbare, deci ceva se schimbă acolo. Poate, repet, e ceva ce tot te macină, ca să zic așa. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Poate soluția vine și prin pasiune, prin a face lucruri din pasiune, prin a face lucrurile din suflet. 9 de monede, regele de cupe. Deci o veste foarte bună pe care taurii o primesc. Văd aici ceva care merge pe un termen mai lung. Da? O legătură pentru unii cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Poate este o veste bună pe care o primești, poate are legătură și cu zona medicală pentru unii. Dar cert este că foarte mulți tauri începe să aveți mult mai multă încredere în potențialul vostru. 7 de monede. Te uiți aici spre trecut, da? Poate aștepți niște bani, dai niște bani la rândul tău. Dar poate are legătură și cu cumva o moștenire sau poate niște bani pe care îi aștepți de undeva. Ultima carte este Pajul de Bâte, deci o veste bună pentru taur. Poate să fie și o zi cu pasiune, o zi în care vrei să încerci lucruri noi, o zi în care vrei să mergi spre o nouă direcție. 5 de monede, deci poate să fie o veste bună chiar legată și de sănătate pentru unii tauri. Sau este despre a reuși să abandonați ceva, să lăsați ceva în urmă. Zodia Gemeni. Pentru Gemeni, ziua de marți poate să aducă mici mari tensiuni legate de bani, legate de viitorul unei relații, viitorul unei afaceri. Dar, dragi gemeni, acolo vedeți că e cineva care vine și vă ajută. Da? Fie găsiți clienții potriviți, fie reușiți să găsiți persoana potrivită care îți va ajute. Poate soluția în toată agitația asta să vină de la partener pentru gemeni. Da? Partenerul găsește o soluție sau de la un colaborator. Ideea este că e cineva acolo care vine și vă ajută, care vine și vă ghidează. Uite, gemenii se pot și îndrăgosti, da? În ziua de marți. Pentru alții este despre a rezolva ceva legat de acte sau ceva legat și de un copil. Dar, în general, ziua de marți e bună pentru gemeni. Bineînțeles că este și o perioadă în care voi aveți o foarte mare încredere. Voi vreți să faceți lucruri, vreți să zburați, vreți să vă eliberați. Dar, dragi gemeni, este și despre a mai face niște schimbări, așa, poate și pe rutină, poate și pe sănătate. Da? Deci, pentru gemeni, ziua de marți e bună, primiți ajutor chiar de acolo de unde vă așteptați mai puțin. E ca și cum începeți ușor, ușor și vă eliberați de ceva. Hai să vedem ce spune și tarotul pentru voi. Gemenii pot da bani marți, da? Soarele și 6 de monede. Uite, o veste foarte bună legată de bani. Se rezolvă ceva. Unii parcă sunteți invitați aici la o zi de naștere, undeva anume. De asemenea, văd o veste extraordinar de bună. Uite, e o cupă a fericirii. E ceva ce aștepți de mult timp și care în ziua de marți poate să vină. Un succes care ține de un bărbat important din viața ta. Apoi avem 2 de monede. Deci, gemenii au decântărit ceva în această zi. Poate este și o zi în care sunteți ocupați cu două lucruri în același timp. Vin vești din două părți. Iar ultima carte este Pajul de Cupe. Uite, o invitație plăcută care apare. Poate să fie și o veste bună pentru cei mai mulți dintre voi. Dar mai simt eu aici o conexiune cu o persoană mai tânără. Unii, dacă așteptați un răspuns legat de zona medicală, să știți că acesta este pozitiv. Da? Parcă are legătură și cu un bărbat care reușește să ia o decizie. Da?
E ceva, uite, un as de monede, deci e vorba de ceva bun, un nou început, prosperitate, o noutate. Zodia Rac. Racii, bineînțeles că au o zi de mare stare interesantă. În primul rând, sunteți ceva mai energici decât de obicei. Racul e nevoie să se împartă între două direcții, casă, familie versus viață profesională. De asemenea, Racul este foarte abil, așa. Unii e posibil să vă simțiți mai agitați, dar eu v-aș sfătui să faceți ceva constructiv cu energia respectivă. Da? Soluția vine, dragi raci, din a pune lucrurile în practică pentru voi. Soluția vine de la muncă, soluția vine printr-o veste care poate apare de pe zona medicală. Cumva, Racul e nevoit să mai schimbe așa anumite lucruri, fie la el, fie la, nu știu, la o situație în care te afli. Deci poate e cazul să iei și tu atitudine. Da? Unii raci poate stă stresați în legătură cu o veste pe care o așteptați, că e de la muncă, că e de la doctor, de undeva așteptați o veste. Și asta vine și ok. Da? E ok. Însă, pentru unii raci este despre a pune odată lucrurile în practică. Da? Unii raci poate așteptați o veste importantă, da? Și atunci ea are șanse să vină. La baza pachetului 9 de cupe, 2 de monede, o bucurie mare pentru tine. Este o bucurie mare care, uite, poate să vină din două părți. Poate unii raci ziceți, bun, dar acum unde mă împart? Da? Ori în stânga, ori în dreapta. Este, bineînțeles, și o zi în care poți să te simți așa puțin mai instabil. Dar apoi avem regele de cupe, care totuși vine cu un sfat, vine cu o ghidare, te ajută, îți este alături. Poate să fie o persoană foarte sensibilă sau o persoană mai spirituală din fire. Pentru unii raci vin vești bune care țin și de sănătate, repet, sau de starea voastră de spirit. Uite, tot pajul ăsta de cupe care înseamnă vești bune, înseamnă liniște, pace pentru rac. Poate să fie, așa cum am zis, un sfat înțelept pe care fie tu îl dai cuiva, fie cineva îți dă acest sfat ție. Este o veste aici interesantă care o să te surprindă, poate legată de o persoană mai tânără. Zodia Leu. Pentru Leu, marți, cum să vă zic eu, sunteți mai secretoși, așa, mai misterioși. Leul, de asemenea, se îngrijorează acolo în marți, fie legat de un copil, fie legat de o afacere, de plăcerile sale. Foarte mulți lei, cu siguranță, în preajma zilei de marți, sunteți prinși pe tot felul de lucruri, doar că soluția pentru voi vine de pe dragoste. Soluția pentru voi vine prin creativitatea de care dați dovadă. Soluția pentru Leu vine din zona copiilor, da? Sau poate are legătură și cu o afacere pentru unii dintre voi. Cumva Leul e foarte secretos, e foarte misterios. Știi cum, agitația asta pe care o simți tu, uite, se rezolvă printr-o idee genială care vine, printr-o veste pe care ți-o dă copilul, printr-un noroc pe care îl ai. Este adevărat că leii nu prea au foarte mult control asupra lucrurilor, dar știți cum e, universul ăsta știe mult mai bine de multe ori ce e ok pentru noi și ce nu. Da? Este un moment bun ca leul să aibă curajul să îi spună cuiva ce simte, ce crede, ce e cu viața sa. Hai să vedem, dragi lei, ce spune și tarotul pentru voi. Cinci de monede, 10 de cupe. Poate avea legătură și cu sănătatea pentru unii lei. Pentru că e clar, n-a trebuit să mai faceți și ce vă place. Pentru că e o senzație așa de, de plictiseală, de oboseală. Văd și o persoană care, nu știu, poate încearcă să se apropie de voi. Dar unii e ca și cum nu trebuie să aveți așteptări. Da? Ceva ce nu merge în casă mai poate să fie. Avem spânzuratul, o legătură cu zodia Pești, dar și un moment de oarecare blocaj. Ăsta poate să fie și la nivel emoțional. Leul își dă seama că undeva s-a sacrificat prea mult sau leii încep să-și dea seama cam pe unde se sacrifică și nu se merită.
Ultima carte, 5 de spade. Da? O nedreptate sau o persoană care își urmărește interesul dintr-un anumit punct de vedere. Poate are legătură cu niște așteptări, da? Poate niște bani pe care îi aștepți de undeva. Bani pe care îi câștigi. Da, acum, dragile ei, Pluto acolo reîntors în Capricorn, în aspecte foarte pozitive, atât cu Uranus cât și cu Neptun. Eu zic că vă ajută să mai faceți și niște schimbări și pe muncă și pe sănătate, da? Dacă n-ați rezolvat problema de mult timp. Uite, acum sunteți ajutați. Acum trebuie să faceți și voi ceva în sensul ăsta. Zodia Fecioară. Pentru Fecioară, ziua de marți poate să vină cu amplificare a celor probleme care țin de viitorul financiar. Vești care sunt surprinzătoare și care țin de un grup de oameni, un proiect, o firmă. Pentru Fecioară este și despre mici mari discuții acolo ciudate, poate într-un grup de oameni din care faci parte, poate este un prieten care, știu eu, are alte așteptări. Dar uite că Fecioara primește ajutor din partea familiei în ziua de marți sau ajutorul vine din trecut, ajutorul vine din a rezolva în primul rând ceva legat de viața privată, pentru că e foarte important acest aspect. Da? Cumva Fecioara trebuie să-și pună o bază din punct de vedere emoțional. Tot pentru voi soluția poate să vină, nu știu, de la o clădire veche sau soluția poate să vină prin a vă asculta mai mult sufletul. De ce nu? Sau soluția vine din trecut. Fecioara își amintește că are nu știu ce în casă care ar putea să ajute în rezolvarea unor probleme. Este o zi bună din punctul meu de vedere pentru tine, mai ales cu Mercur acolo întors în zodia ta, deci cu siguranță ai multă energie. Așa că, dragi fecioare, poate, știu eu, acum e momentul potrivit, da, să mai dați drumul la niște lucruri. Da? Pot fi niște discuții în casă care pleacă și de la bani, care pleacă de la viitor, care pleacă de la niște schimbări pe care trebuie să le faceți. Spânzuratul 8 de cupe, deci Fecioara e ca și cum întâmpină un blocaj și zice, bun, am înțeles, pe aici nu-mi este drumul, las în urmă. Pentru unii este despre a reuși să rezolvați poate și ceva legat de sănătate sau ceva legat de un sacrificiu pe care cineva tot îl făcea. Asul de spade, uite, deci ceva se clarifică, ceva se clarifică, apare o veste bună, pentru unii este vorba despre un nou început. Poate are legătură și cu o soluție pe care o găsești, iar ultima carte, 4 de bâte, uite, te bucuri în urma acestei soluții care apare. Fecioara de asemenea celebrează ceva, uite, poate e ziua ta, la mulți ani, da? Primești cadou frumos de ziua ta. 2 de spade, e o discuție aici cu o persoană, da? E ceva care te liniștește. Zodia Balanță. Pentru Balanță, ziua de marți poate să vină cu niște responsabilități mai mari. Fie legate de o relație importantă din viața ta, fie este vorba despre faptul că Balanța vrea să se afirme foarte mult în perioada aceasta, știe ce vrea, zice lucrurilor pe nume și soluția, dragi Balanțe, pentru voi este prin a da dovadă de sinceritate în modul în care vorbiți, da? Sau cumva să fiți mult mai clar în ceea ce doriți. Balanța poate să negocieze ceva important în ziua de marți, dar în același timp, uite, soluția vine în drum scurt sau soluția vine printr-o rudă, printr-un vecin, printr-o persoană apropiată. Vezi că e cineva care e foarte deschis la minte și care, zic eu, te poate ajuta. Poate e vorba și de o discuție cu partenerul pe care o ai și care în sfârșit te ajută să mai răsufli ușurat. Da? Până la urmă ne apropiem de acel trigon Venus-Jupiter ușor-ușor și eu zic că e ceva de bine pentru tine. Adică e norocul anului pentru tine, cum s-ar spune. Acum vezi să nu-l pierzi. Tot pentru Balanță, uite, poate să fie și o zi în care își poate simți așa mintea mai clară, începe să-și dea seama, da?
Băi, uite, asta contează, asta nu contează, asta e important, asta nu e important. Și pentru tine, Pluto acolo, da, în aspectele pozitive pe care le face atât cu Uranus cât și cu Neptun, îți poate aduce schimbări din temelii, da? Patru de spade, magicianul. Balanța lucrează aici pentru liniștea sa, pentru pacea sa. Poate să fie și o zi în care iei atitudine. Ai atitudine. Balanța e foarte gânditoare, foarte analitică în ziua de marți. Apoi avem aici luna, o legătură cu zodia pești, dar și multă confuzie. Poate să fie și o zi în care balanța experimentează așa o emoție nouă. Poate e vorba de o veste de pace care ține și de o femeie din viața ta. Sau poate să fie și o bucurie pe care o ai undeva la o vreme de seară. Apoi avem doi de bâte. Hotărăști ceva pe termen lung sau acest eveniment te poate pune foarte mult pe gânduri. Da? Pentru balanță vine ceva pe neașteptate în ziua de marți și e ceva bun. Dar văd eu aici o primă victorie, o primă bucurie, dar este o reacție a cuiva care o să te surprindă destul de mult. Este vorba despre o persoană importantă din viața ta. Zodia Scorpion. Pentru Scorpion, ziua de marți este despre a fi și puțin atenție așa între teorie și practică. De asemenea, Scorpionul are o foarte mare încredere în gândirea sa, în intuiția sa. Dragi Scorpion, vedeți că vi se întâmplă lucruri în jur asupra cărora nu prea aveți controlul, dar vedeți voi că sunt simbolice, adică luați și vedeți exact care este simbolismul acelui lucru care se întâmplă. Da? Se întâmplă. Scorpionul poate avea treabă și cu actele și cu zona juridică, poate să fie prins în mai multe direcții, dar soluția, dragi Scorpion, vine prin a vă iubi, prin a vă aprecia mai mult și prin a lua până la urmă niște hotărâri care presupun să vă puneți și voi într-o lumină bună. Da? Scorpionul iese bine dintr-o situație și acum nu știu, poate să fie și cu bani, da? Îți vin și bani pentru alți scorpioni. În sfârșit reușiți și rezolvați o problemă care ține de muncă și care vă liniștește acolo. Dar este și despre a lua atitudine, este și despre a vă concentra pe sănătatea voastră, unii din contra, da? Începeți să vă dați seama că ceva e cam toxic pentru voi și atunci trebuie să mai puneți niște limite. Trebuie să vedeți ce faceți cu sacrificiu, că la urmă sacrificiul ăsta e bun, dar cu o limită, da? Cu o limită. Poate să fie și o zi în care, știu, Scorpionul simte nevoia să mănânce mai mult, simte nevoia să își îngrijească mai mult corpul. Și uite, de acolo vine soluția, să știi. Da? Prin a te iubi, prin a te aprecia. Pentru unii poate e vorba și de un regim alimentar care era echilibrat și acum aveți ocazia să faceți asta. Faietonul, 3 de monede. Studiezi aici ceva legat de o mașină. Pentru unii, ia uite, și cu temperanța. Poate are legătură și cu o victorie pe care Scorpionul o are. E ceva legat de 3 persoane sau e ceva legat de studii pentru unii. Studii sau muncă practică. Dar cert este că eu văd aici o victorie pentru tine. Ce mai văd? Uite, 7 de cupe. Scorpionul se pare că are mai multe opțiuni în ziua de marți. Trebuie să vadă lucrurile clar. Tot pentru Scorpion este despre a visa așa cu ochii deschiși. Dar ultima carte e pajul de bâte. Deci până la urmă apare o veste bună. Sau e cineva aici care ți atrage atenția. Da? Este o veste bună care poate să țină și de o sumă de bani, este o veste bună care ține și de un nou început. Unii, dacă așteptați un răspuns, poate din punct de vedere material, acesta este pozitiv. Dar Scorpionul poate să fie, bineînțeles, și foarte mult pus pe drumuri în perioada asta. Zodia Săgetător. Pentru un Săgetător, ziua de marți poate să vină cu oarecare amplificare.
nu știu, cheltuielilor care apar, da? Legate de prieteni, legate de copii, legate de oamenii din jur, tot pentru scorpion, tot pentru săgetător, uite, poate aveți legătură cu un scorpion. Tot pentru voi, marți este despre mici mari lupte care sunt acolo și care țin de prieteni, care țin de iubire. Pentru unii săgetători e și cu pasiune, dar e și cu mici mari tensiuni. Acum, soluția vine de la voi și anume de a da dovadă de sinceritate. Soluția vine prin a face o alegere înțeleaptă, dar soluția vine, dragi săgetători, și prin a vă detașa de un sfârșit sau de a vă detașa de ceva care, știu eu, e foarte puternic pentru voi din punct de vedere emoțional. Soluția pentru săgetători este și prin a vă asculta foarte mult intuiția și poate chiar prin a încerca să înțelegeți oamenii din jur, da? Cumva fără să-i judecați, să vedeți cumva imaginea de ansamblu a lucrurilor, să-l înțelegeți și pe X și pe Y de ce a făcut așa sau de ce face așa. Da, pisica cred că vine la filmări, nu știu, e pe aici pe sus, da, și mie una v-a salutat. Urcați undeva. Hai să vedem ce spune și tarotul. Trei de cupe, asul de bâte. Uite, o bucurie mică pentru tine. O bucurie mică pentru tine. Văd aici foarte multă pasiune, da? Un nou mod de a acționa, un nou început, o nouă ofertă. 9 de cupe, uite, 9 de cupe, 9 de monede. Păi, dragi săgetători, e cu bucurie tare mare pentru voi. În ziua de marți, ceva vă bucură, ceva vă ajută, ceva vă umple sufletul cu liniște. Pentru unii, poate este vorba despre a face lucrurile așa cum simțiți voi. Dar, în principal, pentru săgetători este o zi foarte bună. Zodia Capricorn. Pentru voi se pot amplifica mici mari conflicte în relațiile cu ceilalți. Nu-i neapărat să fiți voi implicați, unii capricori posibil chiar să stați și voi liniștiți, relaxați și să vă treziți că oamenii din jurul vostru o iau puțin razna. Pentru voi soluția este în a da un pas în spate și soluția pentru capricorni e poate să accepte un sfârșit, poate să accepte că lucrurile se schimbă în jur. Pentru alți capricorni, soluția poate să vină și din plan spiritual, se întâmplă ceva, dar poate e mai bine ca unii capricorni să stați așa puțin mai retrași în ziua de marți, mai un pas în spate, încercați să analizați puțin lucrurile, uitați-vă cam ca la cinema, așa, la ceea ce se întâmplă pe acolo și vedeți cine are dreptate. Da, uite, capricornul poate găsi o soluție marți prin a pleca dintr-un conflict sau prin a ține niște secrete pe care le știi. Da? Sau unii capricorni ziceți, bun, ești, mă rog, reacționezi ciudat, da, din emoție. Dar, știi, eu am niște informații despre tine. Da? Cumva, capricornii se pot folosi în ziua de marți și de niște lucruri pe care le știu. Dar este și despre a vă odihni marți, da? Este despre a mai lăsa lucrurile așa de la sine. Poate vine și o veste de pe zona medicală, posibil și asta. Avem 10 de cupe, 6 de cupe, o legătură cu un copil, cu un suflet pereche. Este o zi în care unii capricorni primiți vești bune legate de oamenii din jurul vostru, primiți vești bune legate de poate o persoană mai tânără. Uite, avem 10 de cupe, 10 de monede. Dar ce faceți aici? Uite, parcă e o adunare mare, e o hotărâre care se ia într-o adunare de oameni. O ședință, ceva, un grup din care faceți parte. Pentru unii vin vești bune, care țin și de familie, și de casă. Uite, soluția pentru voi e să încercați să nu controlați lucrurile. Da? Chiar la un moment dat, oricum, nu o să vreți, o să ziceți, las, mai bine dau eu un pas în spate, fie ce-o fi. 5 de spade, uite, e vorba și de o nedreptate aici pe care cineva o face, o persoană care își urmărește interesul. Capricornul, apropo, în ziua de marți, trebuie să respecte cu strictețe legea. Da? Atenție în relația cu autoritățile. Trebuie acolo să fiți puțin atenți. Da? Că până la urmă lucrurile oricum se rezolvă. 5
cineva care acționează într-un mod nou, care vouă poate prea vă place. Zodia Vărsător. Pentru Vărsător, ziua de marți poate să vină cu mici mari amplificări, da, pe problemele astea legate de muncă, da, legate de rutină zilnică, legate de sănătate. Pentru unii e despre teoria din minte pe care trebuie să o puneți în practică. Cumva Vărsătorul e foarte împins acum să facă lucruri, da, să facă lucruri care, e adevărat, te pot scoate din zona de confort, dar nimeni nu-ți vrea răul. Da? Este despre a avea o mai mare încredere și în tine și în ceea ce faci. Pe de altă parte, pentru Vărsător, marți apare soluția. Soluția vine fie de pe zona internetului, fie soluția ține de viitor. E ca și cum Vărsătorii încep să se gândească, bun, acum e cum e, dar în viitor cum o să fie? Soluția poate să vină printr-un sfat pe care îl primiți de la un prieten, de la o persoană dragă. Dar tot pentru Vărsător, uite, poate să apară și o veste bună legată de un proiect. Da? Sau soluția vine printr-un grup de oameni. Poate unii Vărsători, nu știu, asistați la o decizie care se ia într-o ședință undeva și doar sunteți anunțați. Hai să vedem, dragi Vărsători, ce faceți voi. 6 de bâte, Temperanța, o legătură cu un săgetător. Vă vindecați, da? Nu știu, unii Vărsători poate ziceți, băi, am o mică problemă, da? Poate de sănătate. Și nu știu, dacă întrebați un prieten, vă poate recomanda ceva ok, da? Puteți să rezolvați o situație. Totuși, eu văd aici că e cu victorie, cu bucurie. Reparați ceva sau se repară ceva, se rezolvă ceva. 7 de monede are legătură cu așteptare aici în care sunteți puși. Este despre a vă uita puțin spre trecut sau pentru unii Vărsători este și despre a umbla prin economiile pe care le aveți. 6 de cupe. Trecutul bate la ușă. O bucurie aici care ține de un copil, care ține de o persoană dragă, mai văd pentru unii dintre voi. E o speranță, uite, mare, care se îndeplinește. Soluția poate să vină și de pe la voi, dragi Vărsători, și anume să fiți deschiși. Zodia Pești. Pentru Pești, marți se pot amplifica acele mici mari conflicte, tensiuni legate de copii, persoane tinere, legate de iubire. Pentru Pești poate să fie și o zi de marți cu pasiune, dar și cu mici mari discuții în contradictoriu. Bineînțeles că este despre a acționa, da, conform plăcerilor voastre, este despre a face lucruri și pentru voi, nu doar pentru ceilalți. Și Peștii astăzi au susținerea șefilor, au susținerea oamenilor cu autoritate, aveți susținerea persoanelor importante din viața voastră. Dar, dragi Pești, știți cum e, acum soluția mai vine și prin mâna voastră, și anume să luați atitudine, da, cumva să vă plasați deasupra tuturor, să vă dați seama că până la urmă sunteți regele sau regina propriei vieți, da? Și conduceți viața așa cum știți, da? E regatul vostru. Voi știți ce faceți, voi știți ce reguli impuneți, voi știți cât de mult vă respectați. Dar ideea este că Peștii pot avea parte de o susținere mare, de o realizare mare în ziua de marți sau pentru alții, așa cum v-am zis, pur și simplu aveți susținere din partea șefilor sau din partea persoanelor importante din viața voastră. Că partenerul, că e o persoană cu funcție mare. Peștii sunt susținuți și de acolo vine norocul. E o zi norocoasă. Cinci de cupe, cinci de spade. Da, pe aici sunt niște probleme ale cuiva, da, nu știu, de sănătate, probleme de suflet, lucruri de prin trecut care, nu știu, nu vă plac, nu vă convin. Da? Poate e ceva legat și de un proiect nou, poate e ceva legat de zona studiilor sau de o persoană mai tânără. Apoi aveți 10 de cupe, deci multă bucurie, împlinire. 10 de cupe înseamnă și un moment în care ești aici, nu știu, înconjurat de niște oameni foarte dragi ție, doar că sunt oameni mai sensibili. Ultima carte, 6 de cupe. O legătură cu un suflet pereche, un copil. Unii sunteți foarte curioși, vreți să aflați lucruri. Dar uite, apare o cupă a fericirii.
Peștii poate ar trebui să fie ceva mai curioși, da? În ziua de marți, da? Poate undeva e o problemă, dar mergi, domnule, la șeful și întreabă, du-te mai sus, bate la ușă. Cu siguranță peștii sunt băgați în seamă în ziua de marți, indiferent ce vreți să faceți, da? Doar că ține și de voi. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru marți. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă.